Rata șomajului în Prahova este în scădere, dar nu același lucru se poate spune și despre persoanele care nu au ocupație. Dacă la sfârșitul lunii ianuarie 2011 rata șomajului era de 7,7%, la sfârșitul lui noiembrie 2011 același indicator se situa la 5,5%. Totuși, din cei 17.300 de șomeri, aproximativ jumătate sunt indemnizați, restul fiind în căutarea unui loc de muncă, fără a avea vreun venit. Da, în baza programului de ocupare aprobat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, au fost încadrate 15.884 de persoane. Cele mai multe persoane au fost încadrate prin serviciile noastre de mediere și consiliere. Ceea ce privește locurile de muncă disponibile la AJOFM Prahova, și acestea sunt mai puține. Dacă în vara anului trecut existau săptămânal câte 800 de locuri de muncă pentru cele trei agenții din județ, acum sunt sub 200. În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova pune la dispoziția persoanelor interesate să-și găsească un loc de muncă 192 de locuri. În ce domeniu? Cele mai multe sunt cele din domeniul confecțiilor, atât pentru muncitori necalificați, cât și pentru cei calificați, în domeniul pazei și în domeniul construcțiilor. A scăzut însă și numărul persoanelor disponibilizate colectiv. În decembrie, 5 agenți economici au anunțat 167 de concedieri, iar în ianuarie, un singur patron va disponibiliza 7 lucrători. Grupul școlar de industrie ușoară Ploiești este de mai bine de un an gazda seminarilor din cadrul proiectului Competențe pentru o piață a muncii competitivă în context european. Cofinanțat din Fondul Social European și pus în practică de către inspectoratele școlare Prahova și București, precum și două societăți comerciale din România și Italia, proiectul își dorește facilitarea procesului de inserție pe piața muncii a elevilor înscriși la calificări profesionale în mai multe domenii. Elevii care participă în acest proiect vin din 5 domenii de calificare: domeniul turism, domeniul economic, domeniul comerț, agricultură și industria alimentară. Totodată se urmărește creșterea nivelului competențelor dobândite de viitorii absolvenți ai învățământului profesional și tehnic, cu scopul de a reduce perioada de tranziție de la școală la locul de muncă. Din Prahova participă elevii a 19 unități de învățământ. Proiectul se derulează pe o perioadă de 3 ani.